vreau să împărtășesc cu voi ceva de pe perioada studenției. Mai concret, când plecam la facultate, plecam cu rata, cu autobuzul. Știți cu toții cum este să călătorești cu găini, curci, saci de porumb, bătrâni săraci care se urcau greu și coborau la fel de greu. Practic făceam până la Galați la facultate 3 ore și jumătate din Râmnic până acolo. Dar pe atunci nu erau telefoane ca timpul să treacă altfel, să poți să stai pe telefon și pur și simplu comunicai, vorbeai, dormeai, da, făceai alte lucruri care acum, mă rog, nu le mai facem. Dar cea mai mare dorință mea era să scap de acea rată și să am propria mea mașină, să-mi arunc în portbagaj bagajele, să opresc când vreau, să conduc cum vreau, să ascult ce muzică vreau și, bineînțeles, să am și aer condiționat, pentru că pe atunci nu exista aer condiționat la autobuze. Și am muncit. Mi-am imaginat, am muncit, am strâns bani și mi-am cumpărat prima mașină, o Dacia Creme din 1983. Da, dar era a mea și chiar dacă n-avea aer condiționat, măcar mă ducea într-o oră jumate până la Galați, nu în 3 ore jumate. Dragilor, imaginați-vă tot ce vă doriți, pentru că cu muncă și cu dorința din spate o să puteți să aveți, o să reușiți.